Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Enelba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare, mă mulțumesc acestuia să aniști, bine am găsit la un episod din seria noastră de Phasmophobia la cererile voastre. La superlativ de la 2 dimineața. La 2 dimineața, al tuturor din comentarii. Ne jucăm din nou Phasmophobia. Joculețul a primit update, cred că știți deja. Lucrurile arată diferit. Și e mai greu decât înainte, adică acum din ce am observat trebuie să ai mult mai multă răbdare în ceea ce privește găsirea anumitor dovezi. S-a adăugat lucruri noi, de exemplu prostia asta care proiectează așa un fel de lumină. O să descoperim astăzi împreună mai multe lucruri. Apăsați butonul de like și hai să vedem ce trebuie să facem astăzi, băieți. Bă, unde? A, uitați. Ce timp de fantom avem a face? Dovezi ale paranormalului cu MF? Cu o lumânare? What? Da, ci că să o faci să stingă lumânarea, dar noi nu avem lumânări. Și să-mi pierde cu fantoma să lumineze cu un crucifix. Ia trepiedul? Puneți mâna pe un trepied? Că eu am de toate, nu mă interesează amice. Păi da, dar nu întâi trebuie noi să găsim fantoma sau vrei să le ducem mai aproape? Le ducem acea cam mai aproape. Bă, dar ce mișto deschide camera, ești nebun? Mama, spune casa asta, idiotă, de nostru. Eu o pun pe geam. Nu spune că nu vreau să cheia niciunul. Bă, sunteți proști. Hai să mai luăm lucruri dacă tot nu l-ar încheia. Acum poți dai sprint în joc, dar nu mai obosește foarte, foarte repede. Și mersul normal e cam la fel de rapid ca ala dinainte, deci asta poate fi un avantaj, să zic așa. Hai să iau din ăsta de vorbit, sigur că da. Iau, nu știu ce să iau, MF. Hai că iau MF. Amice, te atacă! Da, mă, da. L-a răscheau? Da, l-a răs. Da. Hai să vin și eu acasă, repede. Obosește foarte repede ăsta. Cioc, fantomita! Da, și cred că nu știm unde este... Da. De ce nu ne uitam la și noi unde e generatorul? Știi tu unde e generatorul, amice? Nu știu. Amice, găsiți și MF? Ce? Nu. Ba da, găsiți amicul MF. Păi de unde știi? Păi auzi un bip. L-a avut să iau în mână, dar... Păi auzi bip. Care e prostul care nu deschide ușa? Nu știu, dar care e prostul care nu găsește ăla repede? Cred că era subsol, băieți. Avem subsol? A, l-am găsit! Era subsol? Am găsit al meu să fie. Păi dar voi mergeți amândoi împreună sau care e treaba? Păi noi suntem conghi. De ce? Așa ne place. Dar cine ești, mă, tu să ne întrebi? Mamă, în casa asta n-ai unde să te ascunzi, ești nebun? Ba da, uite, mă bag cu alea după greblu. Bravo. Mă, da, aici sunt 4 grade, dar... De fapt, știi care e chestia acum? Mă rog, acum trebuie să așteptăm. Ba, zic... Că dar durăm drumul la cineva. Where are you? Eu zic... Nu, eu zic să nu plecăm prea departe neapărat în momentul ăsta, pentru că dacă stii... Bă, mă speria și am aș pe tine de copil. Doamne. Trebuie să stăm și pe lângă lumină. Oprește-mă prostia aia! Că facem cap. Se cam pișe pe el, amice. Nu e de asta, dar nu trebuie să plecăm de aici, pentru că o să tot stingă lumina și trebuie să stăm să o pornim. De ce pleca arăți? Amice? Să mă uit așa, să văd ce și cum. Ia uite, amice, dar ce proiectează ăsta, domnule? Proiectează pe... Era să zic eu. Bă, da, știți ce n-am mai văzut eu din ultimele update-uri? Ce n-am mai văzut? N-am mai văzut, mă, și o temperatură sub 0 așa, evidente. Where are you? Nu mai... Bă, termin cu prostia aia! Mă, după ce încerc să-ți găsesc fantoma. Bă, mi-e frică, ești nebun, mă, sperii! Ce, dădu vorbăria în el. Da, nu-l vezi, 9 grade, 10 grade, 11 grade. Am și eu 12 grade, e te colea! Mă, ce are ăsta? 7 grade în baia asta. Bă, mi se pare mie să o să faci mai cald pe hall, gen, decât... Opa, ia veniți în coapuțin. Ce? Ce ai găsit amici acolo? Cârpa asta nu era aici. Bă, da, chiar, cârpa nu era jos. Nu era cârpa acolo? Deci înseamnă că s-ar putea să fie cam pe aici. Trebuie să lasem MF-ul aici, momentan. Așa. Ia că o filmez în 3D aici. Ia, stai să mut ăsta de aici. Las-o și probă. Așa. Uite, bă, pot să mă uit la stele. 4 grade, uite, vezi? Aici sunt în continuare 4 grade. Aici se mai încălzește, aici sunt 4 grade. Da, ai dreptate, într-adevăr. Nu e prost degeaba așa. Da, camera asta e pusă bine, da, e pusă bine. Cum să nu fie, că eu am pus. Așa. Eu stai super, frate. MF-ul ăla nu mai zice nimica. Da. You hear me, you hear me. Aici nu o să funcționeze așa niciodată. Trebuie să fie lumina stinsă, în primul rând. Ah, aici și... Păi și unde plecați voi? Mă duc să văd dacă e din ăla orb. Păi cu lumina aprinsă? Sau mă duc să-mi dau cu... Păi și nu închizi lumina. Ia auzi MF-ul, păi dacă pleca arăți, de ce pleca arăți? Amicii, tu de ce pleca arăți? Mamă, face lumina, bulbul. Păi și amicul de ce pleca? Vreau să știu și eu. E frică. De ce? Păi ca da. Să mă uși eu pe MF. Pe ăla. Pe ce? Ia. Pe să văd dacă avem de lea... Păi dacă sălbaticul e acolo! Ăsta nu știu să-l bat, amicul. Amice?
Bă, și care treaba? Uite ce avem diferit față de data trecută. Vezi că numai licărea aia pe tavan? Pe tavan, da. Sălbaticule, vine tu în catalog, e frumos. Eu vin. Stai mă, să mai luăm scule. Păi tocmai când începuseră alea să se agite, voi plecarăți. Păi eu mă dusesem dinainte, băi. Păi și ăla... Dar ăștia nu ți se arată ție nimic acum. Ia uite. Bă, eu zi mă fug puternicul. Păi... A scris în carte. Jură-te. A, ba nu, e un pix acolo. Da. Dar nu, cred că aici e sigur. Pixul amicul. Eu nu cred. Eu zic că e aici, ia, stinge 18 grade, hopa, 4 grade, da. Stinge-ți un pic lumina, stinge-ți un pic lumina și duce-ți-o mai încolo. Bă, da, ia, vezi că poate e în baie cu alea. Are you here? Dar stinge și mie lumina, așa. Da, stai. Are you here? Are you young? Are you old? Are you here? Are you here? Bă, de unde e lumina asta la altă mă de aprins aici? Aduc eu la rulotă. Ia. De ce te duci la rulotă? Păi să văd dacă e MF dacă le opriți. Din ăla, ghost. Are you here? Bă, da, ce eu obosesc. Are you young? Are you old? Are you here? Să mă împiși pe ea, că nu vorbești. Mie, mă, e un fantom. A, nu, era legumă. Nu vorbește, mă. Dar restul camerelor le pusăm, că nu le pusăm. Dar care e prostul restul la ușa? Ia să le punem pe toate camerele, că nu le pusăm. Cum am două camere aici puse. Da, și le-ați toate? Băi, eu am toate nebunile la mine. Am emoții. Deci n-a venit niciun semn. Ce am văzut-o? Ce aveți, mă? Pișeam aș pe ea să mă piși. Ce făcu? Stăteam aici și... Amice, stăteam și eu aici pe camera asta, amice. Ha? Nu, pe camera asta. Și după ce zic, hai mă, să schimb și pe camera asta. Și când schimbai pe camera asta, venia așa fantoma spre mine. Vorbești serios? Da, mă jur. Păi și ăsta o fi ghost orb? Nu știu, ori asta, ori dot illuminator din ăla. Mă pișai pe mine. Asta? Ăla din ăla fel. Ăla e dot, tu mă. Ăla mersă fantoma prin cadru, asta vrei să zici? Bă, da, dar tu știi cum mersă? Spre mine direct. Păi înseamnă că ăla e dot, tu mă. Da, avem dot. E sigur. Eu mai eu văzut oricum dotul, dar nu știu ce mi explici tu acolo că e ăla gen. Amice, era spre camera așa. Da, așa face dotul. Tic tic tic, merge. Mă pișai pe mine, ce ai? Ia, opriți-vă lumina. Eu eram obișnuit ca aici să fiu liniștit. Aaa, de asta vrem să aici, să stai liniștit? Nu. Bă, da, e Night Vision on? Da, tu știi ce-o speriai pe Adila? Bă, e Night Vision on? Da, uite. A, da. Mai vezi tu ceva? Ia zi. Corect. Ia! Na, belea. Amice, du-te acolo și vezi dacă e amprente. Hă, mă, că mergem împreună. Eu zic să punem toate dovezile. Ia uite, ia uite, ia uite, ia. Unde? Păi amicul era pe telefon, a văzut mai greu. Mă, a văzut ce? Aici avem proiector 2TS. Zici? Sunt sigur că au văzut de atâtea ori. Așa? Proiector. Deci ăla e proiectorul, ca un fel de hologramă care se plimbă. Și cam atât, acum trebuie să vedem ce mai face. De răspuns, nu răspunsă. Hai să luăm... Cartea, bă, cartea, ia să vedem cartea. Ia cartea și glotch stick-ul ăsta. Păi avem carte, mă. Băi, și lua și camera asta, să o punem și pe asta. Eu nu mai am loc. Aha, nicio. Eu pusei două. Bă, da, dacă mă uit așa din casă după ea, oare o văd? O vezi. Hopa, se aprinsă televizorul și se duc pe terasat. Bă, pe taraf ești nebun? Oprește-l. Ia, băieți. Oprește-te. Care ușa da, deschisă? Pe asta. Pe asta. Ia uite, amprenta, da. Mamă puternică e. Stai, hâț! Așa, ia veniți în casă, vedem. Carte, ia vezi. Nu e scrisă. Băi, hologramul care ești? Nu știu ce ar mai putea fi. Bă, dar porniți mă și voi o lumină. Are you here? Are you here? Are you young? Are you old? Are you here? Yes. Nu răspunde, mă. Da, bă, unde e MF-ul ăla? Ah, ce mai spui? Unde e MF-ul? La mine. Păi și de ce la tine? Păi îl țin noi, da, până... Ia stați băieți, bă, cine mai trebuie. Deci poate să fie așa, fantomă, Banshee sau Goryeo. Deci Goryeo. Dacă avem MF level 5, e Goryeo. Dacă avem Spirit Box, e fantomă. Spirit Box? Dacă așa? Avem sferă paranormală, este Banshee. Dar cum vedem noi sfera? Trebuie să mă duc eu, mă, să stau bine pe cameră, să-mi dau seama.
Nu mă, trebuie să fie... Bă, aia nu știu dacă era DOS Projector sau ăsta. Era DOS Projector dacă veni spre tine așa, din linii gen, într-un fel. Veni, mă, veni. Ia. DOS Projector fost sigur oricum că văzui eu, că văzui pe YouTube așa, mai era o cale să vezi DOS. Ia, lasă-mă puțin. Să mă uit atent. Altă cameră mai avem? Da. Avem, da. Asta. Eu nu-mi dau seama ce ar trebui acum să vedem la sferă. Adică asta nu e. Nu știu, ia că nu mai am telefonul. Dacă are Spirit Box. Ce? Amice, dar tu ar trebui să te duci. Păi la Spirit Box încerca eu, amice, până acum, nu... Păi, ce mai acum, când e singur în casă, dar singur, că poate s-a schimbat. Păi da, atunci nu fusese, fusese cu sălbaticul, cum? Da, are dreptate, mă. Ia stai, mă. Cum îi zice, la asta, pe camere? Ghost Orb. Și că nu-și dau seama dacă răspunde unei singure persoane. Update. Este Karen, nu ne putem lăsa dacă răspunde la unei singure persoane. Păi da, că e pe profesional. Ia uite. Nu, ăsta e pe ăla vechi, cred. Da. Asigurați-vă să completați jurnalul cu orice fel de dovadă. Da. Ia, mă, example of ghost orb. Păi da, să nu fie dinainte, vezi, să nu fie de pe... Nu. Acum, ideea e că acum nici nu mai trece, asta e să schimbăm camera. Cred că e tot la fel, băieți. Tot la fel, ia? Da, tot cu un licuriș din ăla, doar că se vede alb, nu se mai vede atât de proeminent. Nu, asta de da, verde. E la fel. Păi da, mă, dar... Mai verde că e alb negru. Avem două atâtea colțuri și atunci gen mai și pus să... Da, atunci nu fu. Ce? Nu-l văzurăm atunci și fu. În episodul... Păi da, atunci am văzut o singură cameră și camera era și mititică, gen, na. Dar cum, bă, că mai era... Ia uite, aia, îl văzuși? Ăsta e dot-ul ăla. Păi și-am astfel de extraterestru. Păi, mă, că mai avem o cameră, hai să o punem și pe asta. Și să mai încercăm să vorbim. Da, hai să mergem și în camera aia din stânga, că poate și pe acolo e. Păi... De unde știți voi, a? Din moment ce găsirem amprenta acolo, voi veniți sau mai... Bă, mai stați? Te uit după alea, mă. Uită-te și după astea, amice. Ia uite, vine spre voi, să mor eu. Și închide ușa. Cum, amice? Ce are, mă, ăsta? Da, bă, ia ușa. Cum se închide, ești prost? Bă, ești prost? Ia, vezi ghost orb-ul pe camera mea? Am să-l văd, vezi, stinge lumina. Stinge-mă lumina, zis să-i nu să faci poză! Ia că mă uit. Mă speriei. Nu văd. Bă, ceva, amice, nu vezi nimic, a? Ce facem să-l bați, bă? Hai să lăsăm una și din partea asta. Păi da, gen, dacă o pun aici, crezi că are vreo treabă? Așa? Poate-l vede acolo, că acolo se plimbă, pe ușa asta se plimbă mult. Bă, dar vedeți că atunci avea activitate, zice. Bă, dar bine că uitați în casă. Când mișca ușa? Da. Păi nu, că eu mă uit de pe geam. Deci nu-mi dau seama. Ia uite, iară se plimbă. Ia. Se duce în partea stângă, adică în partea nu dreaptă. Nu contează, că ăla e așa gen cu proiectorul, nu e... Deci, ai înțeles? Se duce în partea stângă, adică deci, în partea dreaptă. Carte sferă, nu putem să avem carte, ok. Sferă paranormală poate să fie, să fie Banshee, dar nu cred că e Banshee, că nu ne atacă deloc. Părerea mea. Da, da, asta poate te atacă odată și bine, amici. Spirit Box. Și ce mai poate să fie? Am făcut nivel 5. Eu zic ori MF ori Spirit Box. Dar cu MF nu mai fuserăm. Sălbaticule, hai să intrăm. Ne. Hai, dar ești gata? Da. Hai. Băieții, eu vă anunț dacă e ceva. Eu am o cameră. 5 MF, afară. Mă, mă, sărit. Ce era așa? Când ne-l ajută? E Gorio. Gorio, dar hai să vedem ce face Gorio ăsta. Bă, dar chiar mă, ce face copilul ăsta? Ia. Ia, făcui poză la fantomă. Gorio, folosind o cameră video este singura metodă pentru a vedea un Gorio când trece printr-un proiector DOTS, da. Ok. Un Gorio își va face apariția pe camere doar dacă nu este nimeni în preajma fantomii, exact ce ziceam. Ok. Puncte slabe, ele sunt rar văzute departe de locul decesului lor. No, ok. Da, deci nu fac nimic ca special. Sunt proaste, deci asta e proastă. Bă, nu, știi care e chestia unică? Așa tu poți să vezi și din interior. Tu goliu ăsta poți să vezi doar de pe camere pe DOS Projector. Da, gen, da. Nu se arată. Da. A, deci e un copil pișat cu alte păi și ea, ăla, care mai are proiector DOS? A, păi acum au băgat și la Yokai, de exemplu, înainte. Da. Nu era la Yokai. Da. Deci e goliu, clar. Da, nu, să fii sigur. Bă, dar aveți grijă la Yokai ăla, că zic că... Puncte slabe, în timpul unei vânturi, adică când te atacă, un yokai poate auzi doar vocile din preajma sa.
Adică dacă vorbești, păi e cam da, așa. Da, noi nu vorbim pe V. Da. Așa deci că nu te aude. Nu poate să făcut așa ceva, dar nu cred. No, no, da. Vezi că mi se pare că ia, nu mai știu sigur. Nu, păi da, de-aia și zice gen pentru best experience să vorbești doar de pe, de pe V. Da. Știi? Da. În fine, ia, hai să vedem. Pusărăți toți? Da. Hai. Gori. Da. Hai să vedem. Noua fantomă, Gorio, Gorio. Gorio, Gorio, Gorio. Da, asta e sigur că îi găsirem toate, toate alea. Da, asta n-are cum. Și parcă văd că e bine și. Nu, amice, n-are cum. Gorio. 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 Bravo, Gorio. Că adică e mult mai greu acum, adică durează mult mai mult. Și că 27 de interacțiuni cu fantoma, what? Ce? Cam interacționă și dacă atinge cleanța e interacțion. Da. Ne vedem data viitoare, băieți. Dacă v-a plăcut, like. Și noi ne sigur ne vedem data viitoare. Pa.